Un sfat important, să nu uităm să fim frumoase, dar aș spune că înainte să ne ocupăm de machiaj, trebuie să ne ocupăm de piele. Iar astăzi vom vorbi despre zonele pe care tindem să ne neglijăm, adică gâtul, decolteul și mâinile. Doamna doctor Elena Martin este astăzi alături de noi, bine ați revenit! Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru invitație! Cu mare drag, m-am încurcat un pic pentru că fac parte fix în acea categorie care uită de fiecare dată gâtul, decolteul și mâinile să le acorde o îngrijire aparte, ca să zic așa. Doamna doctor, aș vrea să ne spuneți, este diferența între gât, decolteu și pielea și tenul nostru? Există și majoritatea femeilor, adică mai mult de jumătate, uită de aceste zone. Pentru că, în principal, ne atrage atenția inițial zona perioculară, adică în jurul ochilor, dar uităm de gât. Și din punct de vedere anatomii, din punct de vedere al caracteristicilor pielii, zona gâtului este complet diferită de față. Avem puțină grăsime, avem un mușchi puternic care trage partea inferioară a feței în gât, în jos, astfel încât ridurile apar destul de ușor și trec greu, pentru că este o zonă foarte mobilă. Că spuneați de riduri, haideți să rămânem un pic aici. Sigur. Când încep să apară ridurile în zonele astea, a gâtului, a decolteului? Nu are legătură cu vârsta, are legătură cu mai mult cu ceea ce facem și dacă ne ajută și genetica într-un fel sau altul. Cu vârsta de ce? Pentru că pot să fie paciente la 40 de ani care au folosit protecție solară corect la nivelul feței, la nivelul gâtului și modificările sunt minime, sau dimpotrivă, pacientele care fac mult sport, care exersează foarte mult zona de gât, cel puțin atunci când fac abdomene, se expun mult la soare sau și mai rău la solar și pot să aibă modificări de fotoîmbătrânire la 20 de ani. Am înțeles. Deci trebuie să folosim acel SPF de care așa-l pronunț eu de fiecare și dată. Și să avem grijă. Și să avem grijă. Cum putem face totuși să prevenim această îmbătrânire? Trebuie să tratăm cauza. Mereu spun că tratamentele trebuie alese în funcție de ceea ce vedem și să abordăm cauza. Dacă este o componentă musculară, adică mușchiul de la nivelul gâtului este mai puternic, vom alege tratamente pe bază de neuromodulator, adică injectăm o substanță care relaxează mușchiul. Dacă este o componentă de elasticitate, pielea a devenit mai subțire, mai ridată, trebuie să refacem rezervele de colagen. Vom alege tratamentele biostimulatoare sau le combinăm cu aparatele care stimulează sinteza de colagen. Haideți să vorbim un pic despre aceste aparate. Sigur. Care stimulează sinteza de colagen. Ce sunt aceste aparate mai exact? Sau ce fel de tratament este acesta? Da. O familie mai mare se numește Energy Based Devices și putem alege un aparat care livrează la nivelul pielii o energie, fie de tipul ultrasunete, fie de tipul radiofrecvență, prin care creăm o mică traumă la nivelul pielii. Da. Această traumă va determina organismul să secrete colagen ca și reacție de apărare în urma unui proces inflamator. Și apropo de ultrasunete... Exact, aici voiam să ajung pentru că auzisem de acest tratament cu ultrasunete. Este un tratament inovator la noi în țară, dar cu experiență deja în Statele Unite. Se bazează pe ultrasunete, dar este o tehnologie specială. Ultrasunete intens focusate uniform, prin care știm de fiecare dată că ajungem la 1,5 mm la nivelul pielii, depozităm o cantitate fermă, strictă, uniformă de ultrasunete, prin care obținem rezultate sigure și stabile. Perfect, deci cam asta presupune acest tratament cu ultrasunete. De la ce vârstă putem să facem acest tratament? În jurul vârstei de 20 de ani începem să pierdem rezervele de colagen. Putem să începem tratamentele după 20 de ani. Evident că va depinde foarte mult frecvența cu care le vom face și modul în care le vom combina. Există o pregătire specială înainte de a face acest tratament? Nu neapărat. Are un mare avantaj pentru că nu are perioadă de recuperare. Drept urmare, putem să-l facem pe tot parcursul anului fără nicio problemă. Și dacă îl combinăm și cu injectările pentru biostimulare, efectele se vor potența, cele două proceduri fiind complementare. Doamna doctor, acest tratament poate fi folosit pe orice zonă despre care discutăm astăzi, gât, decolteu și mâini, chiar și mâini? Chiar și mâini. Chiar și mâini poate fi folosit, dar în principiu la nivelul mâinilor, pentru că ele sunt mai mult expuse și soarelui și ne spălăm mai mult pe mâini și este o problemă în principal și de elasticitate, vom alege mai degrabă injectările cu agenți biostimulatori, prin care stimulăm sinteza de colagen. De câte tratamente am avea nevoie ca să vedem rezultatele? Depinde foarte mult și de regimul de viață, pentru că pacientele fumătoare în principiu răspund mai greu la tot ceea ce înseamnă biostimulare. Sunt paciente care au nevoie de o injectare și un tratament cu ultrasunete, sunt paciente care au nevoie de 3 injectări și poate 3 tratamente. Dar odată ce ajungem la rezultatul dorit, este foarte important să le menținem. Și de regulă menținerea este foarte prietenoasă, adică îl facem anual. Cam cât durează rezultatele?
un an de zile, dacă vorbim de aceste proceduri de biostimulare, cu precizarea că procesul de îmbătrânire nu este oprit, este doar ușor încetinit și este motivul pentru care trebuie să le întreținem. Și atunci când spunem un an de zile, nu înseamnă că totul va arăta perfect un an și la un an pur și simplu dispar. Se menține aproximativ 6 luni, ulterior începem să pierdem din colagen de la 6 luni până la un an de zile, când vom reface procedurile. Am înțeles. Putem să-l facem și în această perioadă, este luna martie și ne acordăm nouă un tratament special, ca să zic așa, și vrem să fim frumoase, deci putem să-l facem și acum. Fără nicio problemă, indiferent de anotimp. Indiferent de anotimp. Asta e un mare avantaj. Chiar e un mare avantaj. Există și contraindicații ale acestui tratament? Orice procedură are contraindicații, vorbim să nu fie patologii locale, să nu fie infecții, să nu fie pielea foarte iritată, să nu fie boli autoimune sau boli de colagen, prin care să creăm aberant mai mult colagen de care nu ne dorim. Și după cum spuneam, pacientele fumătoare răspund mai greu la toate tratamentele biostimulatoare. Am înțeles, doamna doctor... Două secunde, vă rog, să primăvară. Mulțumesc frumos! Vă pupăm! Mersi, mulțumesc! Și vă mulțumim pentru prezențele în emisiune. Mersi. Din fiecare dată. Nu puteam să închem fără să vă dăm mărțișa. Mulțumesc frumos! Mersi! Mulțumim tare mult și să fim frumoase! Și mai frumoase și mai vesele și cu multă energie și cu mult vibe. Exact, și în interior și în exterior, în siguranță. Mulțumim tare mult, doamna doctor!